Ai văzut fața pățit? Nenică bătăreasa noastră. Aoleu, dar să ne mie animalele din bătădură, făceam moarte de om, o să mă răsie glanda și scoteam... Stai că le filmează, stai. Am venit acelea la televiziune ca să ne protestăm pentru vecina noastră, Mimi, căbătăreasa. Eu sunt Lili cu țităreasa. Și eu sunt Sisi cu călăresă. Și să vă fie rușine că luați proprietatea la contribuabil. Dar ce aveți, bă, cu animalele a lua la micu? Dacă m-ar fi, mă, mâncava-ș confiscarea voastră, să venim și noi la mascați, să le luăm de acasă peștișorii și acvariul și toți porumbeii din pod. Dar ce nu mai are voie lumea să țină în curte un cățeluș, un ursuleț, un leușor sau un rinocer, bă? Sau un aligator, o gorilă, o tarantulă, să mă trage la răspundere, mă, rușine. Uite, mai departe, ce animale blânde avea cămătarii în bătătură. Îi zice, bătătură, că bătea lumea acolo. Povestea lui Mimi cămătăreasa și a copiilor ei a început de mult, când Sile și Nuțu erau mici și se jucau atât de frumos în curtea casei. Nuțu! Sile, vă jucați frumos, mami, cu animăluțele? Tanti Mimi! Sunteți, mami? Da, mamă! Tanti Mimi, da. Sile și Nuțu nu mă lasă în pace! Dar ce ți-au făcut, mămicule? Păi eu le-am cerut cu un prumut lopățica și găletușa și când le-am dat înapoi, mi-au cerut dobândă! Da, chiar ce e aia dobândă? Un lucru normal, mămicule! Dar eu Sile, ce ți-au făcut? Ți-au făcut ceva rău? Da, au vrut să mă arunce în cușca iepurașilor să mă mănânce! Uite aici, șopea! Știți ce m-am gândit? Să o băgăm la găini cu o ciugulesc alea până ne dă dobândă! Da, ai ce rușine, măi, copii, mă! Măi, mamă, dar voi știți că e iepurașul și găina, nu papă oameni. Măi, Nuțule, dar ce Dumnezeu, măi, mamă, nu înțelegi? Păi dă numai așa puțin ca să o chinuiască! S-o ciugulească! Măi, Nuțu, măi, mamă, dar tu crezi că eu n-am încercat? Fata asta nu trebuie aruncată, mă, aici, trebuie aruncată la căprițe, mă, s-o împungă, mă! Tati, păi... tati, mi-mi glumiți? Dar ce fă, nenorocito, tu crezi că aici e bancă, te mai așteptam mult cu dobânzile? Hai, hai la căprițe, că nu te poate așa ceva! Hai, hai! Băi, mamă, dar se poate așa ceva? Băi, mămicule, și să știi că o să vă faceți voi mari și o să vă cumpere, mămica voastră, niște animale mult mai eficiente. O să vă ia lei, o să vă ia tigri, o să vă ia urși, bine? Da. Știi ceva, mami? Eu vreau și un cal, că dacă o să fac pușcărie, vreau să ies călare pe ea. Măi, Nuțu, mamă, eu oricum am gândit la un cadou de ziua ta, dar dacă tot mi-ai spus, Gogu, Gogu, aduc cadoul lui Nuțu, mami. Ai, ce drăguț! Ia uite-te, căluțu! Ce frumos e, mami! Și mie, mami, ce mi-ai luat? Silică, mami, uite, pentru tine am țepușa asta, mami. Ia-o, ia-o! Ce să fac cu ea? Să te duci, mămică, să vezi dacă mai trăiește fata aia cu lopețică. Super! Da, mami. Mă duc și eu bag în ochi, pot? Normal! Haideți, rămâneți la joacă, copii, da? Și uite așa, Mimică Mătăreasa și-a încurajat copiii să iubească animalele și să urească oamenii. Publicitate! Mami, nu pot să stau jos, m-am mușcat lei. Atunci ia lei. Cum se iau lei? Păi, lei face bine când te mușcă lei. Cine face bine? Lei! Mami, lei fac rău, cum să facă bine? Lei face bine, ia câte o servietă. Ții lei în servietă? Nu mai înțeleg nimic. De fapt, e mult mai ușor. Uită de probleme cu lei. Aceasta e cămătărie. Nu apelați la cămătari.